De această dată, colțul tău de rai, casa ta, e un pic diferită, pentru că s-au produs niște schimbări. Schimbări și în planul fizic, dar și în planul energetic. Și o să ne zici tu despre ce este vorba. Ce-i drept eu care vin la tine în casă destul de des, am văzut niște schimbări așa, al obiectelor, al locurilor. Să știi că schimbările majore au avut loc în dulapuri, mai ales, pentru că acolo am încercat să debarasez cât pot eu de mult și să rearanjez casa. Și, bineînțeles, am și schimbat un pic ordinea lucrurilor, astfel încât, oricum, schimbările se împune întotdeauna. Da? Și da, sunt bune întotdeauna și aștept să intre lucrurile noi acum în viața mea, pentru că am creat spațiu, am făcut loc cu inima puțin îndoită, să știi că știi cum suntem noi femeile, decât să ne dăm hainele din dulap, mai bine. Păi văd acolo dulapul, mergem să-mi arăți? Cum să nu? Și să-mi spui și de ce trebuie să facem lucrul acesta, la cât timp trebuie să facem. Acum cum e? Văd ochelari la ochelari? Da, ochelarii de soare la ochelari de soare, aici am toți blugii și câțiva pantalonași. Încă îți dai seama că nu o să mă îmbrac nici anul ăsta cu toate perechile astea de bluși, dar nu m-am putut despărți de toate. Aici sunt ceva haine puțin mai lungi care sunt amestecate cu, mă rog, sclipiciurile mele de scenă, cu chestii mai extravagante, mai o rochiță, mai un sacou, mai lucruri de genul ăsta. Dar, mă rog, sunt cât de cât mai aerisite, adică totuși le pot vedea. Aproximativ, deci doar din acest dulap. Și nu, mai am încă două dulapuri, dar sunt mult mai mici. Am strâns 5 saci de haine pe care le-am păstrat, pentru că o parte dintre ele o să le donez, o parte o să le dau cadou prietenelor și așa mai departe. O parte am zis că mă mai gândesc la ele, dacă le țin sau nu. Și 5 saci, wow! 5 saci, dar de prin toată casa, pentru că am curățat și dulapurile din bucătărie și cămara și absolut tot. Cred că sunt peste 20 de chestii pe care efectiv le-am multe dintre ele le-am aruncat. Am avut zile în care efectiv pășeam pe vârfuri prin casă, că erau toate împrăștiate, însă care a fost provocarea și care este în general provocarea? Dacă ai un spațiu limitat, unde să le pui și cum să le organizezi mai bine, încât să fie la îndemână tot ceea ce ai nevoie. Și la mine, într-un apartament cu două camere, vă dați seama că este destul de dificil, pentru că totuși sunt și eu femeie și am mulți pantofi și genți. We are family on the roof. In the darkness, our blood still strong. When they try to drift our souls, then it hurts me much. Aici mai schimbat ceva? Da. Aici am schimbat de data trecută de când ai fost, pentru că am primit această statuetă minunată cu această zeiță egipteană, nici nu știu cum să-i spun. Pentru mine reprezintă așa simbolul energiei feminine. Mai am această statuetă care am pus-o aici pentru simbolul energiei masculine și mi se pare că seamănă puțin cu Zamolxe, care era preotul dacilor, acel bătrân înțelept.